Sfântul Teofilact al Bulgariei, Drăguirea Sfintei Evangheliei după Ioan, capitolul 2, de la versetele 12 până la 22. După aceasta s-au pogorât în Capernaum, el și mama lui și frații lui și ucenicii lui și acolo au șezut nu multe zile. Și era aproape Paștele iudeilor. S-a suit Iisus în Ierusalim și a aflat în biserică pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani ce sunt. Și făcând bici de ștreanguri, pe toți a scos afară din biserică, oile și boii și schimbătorilor a vărsat banii și mesele le-a răsturnat și celor la ce vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici și nu faceți casa tatălui meu casă de neguțătorie. Și și-au adus aminte ucenicii lui că este scris, râvna casei tale m-a mistuit pe mine. Se pogoară Domnul în Capernaum pentru nicio trebuință alta, fără numai ca să așeze pe mama lui acolo, ca să nu poarte după sine pretutindenea. Căci fiindcă pentru nunta a venit în cană, după ce a trecut nunta, aduce înapoi pe mama la casa ei, cea din Capernaum. Și aceasta este arătată cum că pentru această pricină s-a pogorât în Capernaum, dintr-o aceea că nici multe zile n-a șezut acolo, nici minuni pentru el nu a făcut. Căci cu necredință se aflau către dânsul cei ce locuiau în orașul acela. Pentru aceasta și în alt loc Domnului te căloșește pe ei. Iar prin ceea ce zice Evanghelistul că aproape erau Paștile, arată că nu cu multe zile mai înainte de Paști s-a botezat. Și după ce se suie în Ierusalim, Face lucru plin de multă stăpânire, că pe ce vindeau oile și boi îi scoate afară. Iar dacă și Matei zice de acestea ce a, că a făcut Iisus, să știi că nu odată aceasta a făcut, ci de aceea de care pomenește Matei a făcut-o aproape de pătimire, iar aceasta de, acum, de care povestește Ioan, când a început minunile. Pentru aceasta aici ușor a zis, nu faceți casa tatălui meu casă de negoțătorie. Ca începătura minunilor era atunci. Și încă nu avea era atât îndrăzneală din arătarea minunilor. Iar acolo la Matei zic, nu face, ziceți, peștere de tâlhar. Că a arătat pe dâns și anumit ca cei ce dobândeau din agonisel nedrepte. Deci când cineva pentru lucrul ce este de puțin preț cere mult preț și de la săraci poate și de la vădăvi adună goniseala, că mai de multe ori aceștia sunt cei ce cumpără cele trebuincioase, ce face altceva decât asta? Fără numai lucru de tâlhar, fiindcă din nevoile altora face câștiguri. Și pentru care e pricină? cu totul îi scoate afară din biserică pe unii ca aceștia. Nu fără de socoteală. Și fiindcă vreo sâmbătă să o tămăduiască și să dezlege legea, ca să nu se pare că este potrivit lui Dumnezeu. îndreptarea aici pe o, pe o, părere ca aceasta. Că celălalt ce a arătat atâta râvnă pentru casă, n-ar fi lepădat pe stăpânul casei pe Dumnezeu că nu simplu a scos, ci, 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 și cu ștreang împletit bătând. Se cuvine a ști, făcând ștreang, Domnul nu a bătut pe nimeni, ce a înfricoșat doar. Iar în noi și în boi a dat și a scos. Și răstânând mesele și banii schimbătorilor vărsând și de lucru primeștios apucându-se. Deci, Celea ce se arunca pe sine într-o primejde pentru casa lui Dumnezeu, n-ar fi dezlegat legea lui Dumnezeu ca un împotrivnic lui Dumnezeu, ci cu adevărat pentru că el era fiu și avea stăpânire de o potrivă cu Dumnezeu pe tatăl, care și legea cea pentru sâmbătă o a dat. Dreptatea nici a zis casa lui Dumnezeu, ci casa tatălui meu, arătând că stăpânește ca un fiu, peste toate cele ale Tatălui. Iar scâmbătorii de bani sunt cei ce vindeau banii cei mici, pe care elinii îi numeau colivi, iar romanii numini. Mulți și din arhierei păcătuiesc unele ca acestea, precum atunci a precupeții, boi vânzându-i în biserică, zic adică pe cei ce strălucesc cu cuvântul învățăturii neapărându-i, ci dându-i celor ce voiesc să le facă rău. Ci și oile, poporul cel mai simplu și de obște, și porumbeii, darle cele duhovnicești, zic, vânzându-le, și pe cei ce dă mai mult la treptele cele mai mari, punându-i, pe care Domnul îi scoate afară din biserică, nevrednici de arherie judecându-i ci și dacă cineva bani, adică dogmă și cuvânt vinde și poate îl fi, nu vestește cuvântul de nu are dobândă și masa acestea o răstarnă Domnul. Scaunul, zic învățăturii și cuvântul pe care le acela îl ține pentru răutate și nu îl dă tuturor pe care Domnul Isus îl varsă pentru iubirea de oameni și popoarelor îl dă pe acela, adică scoțându din începătorie, din lui, iar pe altul vrednic așezând pe scaunul învățăturii. Și și-au adus aminte ucenicii că este scris, râmna casei tale m am mâncat pe mine. Pentru că câte puțin sporirea aceasta pe mai bine luând, de acum și de scripturi îți aduc aminte și de acolo mărturiile luând, mai încredințată cunoștința cea pentru Hristos o întăresc pentru ei. Răspuns au iudeii și au zis, ce semne arăți nouă că faci acestea? Răspuns a Iisus și le-a zis, stricați biserica aceasta și în trei zile o voi ridica. Și au zis de în 46 de ani s-a biserica aceasta și tu în trei zile o vei ridica. Iar el zicea despre biserica trupului său. Deci pentru aceasta când s-a sculat din morți și au adus aminte ucenicii lui, că acestea zicea lor și au crezut scripturii și cuvântului care le zisese Iisus. Fiindcă vedeau ideii pe Domnul cu multă stăpânire făcând acestea și zicând, casa tatălui meu nu faceți casă de negoțătorie. Zic, încredințează-ne pe noi prin oarecare semn că tu ești fiul al lui Dumnezeu și cum că de acolo ești trimis că de unde este arătat că tată al tău este domnul casei acestea? Iar el, întunecos, adică nu pe față, le răspunde lor, stricați zicând biserica aceasta, pe trupul său cu adevărat zicând, fiindcă întru el locuia toată Dumnezeirea acelui unuia născut. Iar zicând stricați, nu îi îndeamnă spre ei, spre turbarea de ucidere, să nu fie ci fiindcă știa că vor să facă aceasta fără de zăbavă. Aceasta ce era să se întâmple, mai înainte orată o arată cu preînchipuire. Aud și arienii, audă și arienii cum Domnul și stricătorul morții zice, o voi ridica. Când a zis, o va ridica tatăl, ci o voi ridica eu. Pe a sa putere folosindu-și neavând trebuință de alta, de afară. Iar ideii părându se să-i căzice el pentru biserica cea neînsuflețită, îl iau pe el în zis, pe el în râs. Că în 46 de ani, zic ei, fiind zidită, cum zici tu, în trei zile am să o ridic. Și se cuvine a ști că atunci când s-a zidit biserica întâi de Solomon, în 20 de ani toate, fără de lipsă, s-au săvârșit. Iar mai pe urmă, după robie, luând evrei stăpânire să o zidească, au început în vremea împărăției lui Chir să o zidească de-a doua oară. Apoi, împiedicându-se de cei ce le zavistiau lor, au îndelungat zidirea până la împărăția lui Ar Artaxerxe. Și în vremea acesteia, toată voia dobândind, cu multă o de au putut de a o săvârși lucru, când se și povestește că zidul zidind iudeii, cu o mână țineau sulița și cu alta, unealta de zidire. Într-o atât de multă frică erau. Temânse de locuitorii cei de aproape, de idumei, nu de perși, că de la aceea, precum am zis, adică de la perși, toată voia luaseră. Deci, această zidire, cea după robie, zic ei că s-a făcut în 46 de ani, fiindcă s-au împiedicat iudeii, și pentru aceasta au îndelungat-o, de la împărăția lui Kir până la lui Artaxerse. Și nu este lucru de mirare dacă idei n-au înțeles, fiindcă nici ucenicii lui n-au înțeles. Pentru, că, pentru două, că două cauze prea mari îi împiedicau pe ei. Prima, cea după pentru înviere, cu a nevoie de înțeles fiind, iar mai vârtos cu totul neștiută de ei iar alta că Dumnezeu era cel ce locuia în trup. Iar după înviere au înțeles ucenicii și au crezut scripturii. Care scripturi? Tuturor și cu adevărat acelea ce spune pentru înviere. Iar prea arătat ce, ceea ce zice, nu vei lăsa sufletul meu în iad. Și celelalte, Domnul voiește să curățească pe el de rană, să arate lui lumină. Că prea arătat aceste scripturi pentru înviere, spun. Adică mărturisesc, da? Iar Apolinarie, de aici se ispitește să afle ajutor eresului său, pentru că voind ei să întărească cum că neînsuflățit a fost trupul Domnului, zic că de vreme ce biserică se numește trupul, iar biserica este neînsuflețită, deci neînsuflețită a fost și acela. O, trăsnitule și maestrule, dar tu și lemne și pietre vei face trupul Domnului, fiindcă din aceasta este biserica. Dar când auzi pe Domnul zicând, acum sufletul meu s-a tulburat și cum că stăpânirea am să-mi pun, să pun sufletul meu, cum înțelege acestea? Iar de aici că nu s-a grăit acestea pentru sufletul cel cuvântător și înțelegător, unde vei pune acestea, acea, aceea ce zice? Părinte, mâinile tale încredințez Duhul meu. Că nu cu adevărat și aceasta vei înțelege pentru sufletul cel necuvântător. Iar ceea ce zice, nu vei lăsa sufletul meu în iad, ce, se, ce ți se pare ție? Cei tu, adică pierde împreună cu ai tăi. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna acum și purgea și în vecii vecilor.